Pentru că am pătruns în lumea documentarelor și a căutării adevărului, ceea ce urmează să circumscrie aceluiași demers aflarea adevărului. Este vorba despre filmul Krulik, Drumul spre dincolo, urmat de discuții. Invitat special, domnul profesor universitar dr. Laurențiu Damian din București. Moderatorul acestei proiecții de film va fi domnul conferențiar universitar doctor și directorul, în același timp directorul TVR Timișoara, domnul Lucian Ionică. Îi așteptăm pe scenă. Îl invităm în scenă pe domnul profesor Laurențiu Damian și pe domnul profesor Lucian Ionică. Vă mulțumim! Bună seara și... Bună seara. Pentru mine este o onoare că mă aflu în fața dumneavoastră. Am venit în calitate de coproducător la acest film. E un film care sunt absolut convins că o să vă impresioneze, o să vă spună foarte mult despre viață și destin. E un film care are și animație și element de documentar și element de experiment. Îi spuneam colegului meu Iepan, unul din mari documentariști ai acestei țări, că prestigioasa revistă Variety l-a asemuit acest film cu un OZN, adică n-a știut exact dacă el se vede, dacă nu se vede, dacă există, dacă nu există, cam ce ar putea să fie acest film, pentru care jurii prestigioase aproape că inventează premii, pentru că nu există o categorie în care să-l pună. Film documentar, film de animație, film experiment. Eu cred că este un film sincer, făcut cu suflet, despre un destin care, la care ne putem gândi și care are o puternică relevanță, cel puțin la marile festivaluri la care a participat și va participa. A fost invitat la aproape 25 de festivaluri. Până acum Anca Damian a obținut 11 premii și CNC-ul îmi spune că este filmul anului 2011 cu cele care a fost vândut în foarte multe țări. Este practic al doilea film după 4-3-2 care a avut o asemenea cerere. Este un film care, la care trebuie să ne gândim, pentru că s-ar putea ca și noi să fim, Doamne ferește, protagoniști și să avem un asemenea destin precum personajul Krulik. Vreau numai să vă spun ce ciudată e viața. Deci scenariul, când a fost propus de doamna Anca Damian la concursul CNC, a pierdut concursul, deci a luat o notă foarte mică, după care a revenit în următorul an, când a avut finanțare poloneză. Deci CNC-ul polonez a acceptat scenariul ca o vină, ca o scuză, adică și acolo sunt oameni cu totul special care au înțeles, iar filmul a fost extrem de promovat în Polonia. Tocmai poate datorită sentimentului de vinovăție. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit în această după-amiază rece, umedă. Și aș vrea să-i mulțumesc și domnului profesor Laurențiu Ulici pentru că ne-a privilegiat această întâlnire, că putem să vedem acest film. Dumnealui a făcut un efort deosebit.